Sfatul celor drept și în adunare pentru
rugăciunile născătoarei de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Celor drepti în adunare, în adunare mare sunt lucrurile Domnului, cercate pentru toate voile Lui. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Mântuire și mare cuvință este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne veacul veacului. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Iarăși fiare cu pace Domnului să rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Fericit este bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncile Lui va voi foarte puternică va fi seminția Lui pe pământ. Binecuvântat va fi neamul dreptilor. Mântuiește-ne pe noi, Fiului Dumnezeu, cel ce ne-ai născut din fecioară. Noi cei ce suntem ție, aleluia. Bine și bogăție sunt în casa Lui și în dreptatea Lui rămâne în veacul veacului răsărită într-un întuneric lumină dreptilor. Cel milostiv, îndurat și drept. Mântuiește-ne pe noi, Fiului Dumnezeu, cel ce te-ai născut din fecioară. Noi cei ce suntem ție, aleluia. Mântuiește-ne pe noi, Fiului Dumnezeu, cel ce te-ai născut din fecioară. Noi cei ce suntem ție, aleluia, și acum și pururea.
Se închine ție soarelui dreptății
și să te cunoască pe tine, răsăritul cel de sus. Doamne, slavă ție! Din pente ce mai înainte de lucea fără te-am născut, juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Mântuiește-ne pe noi, Fiului Dumnezeu, cel ce te-ai născut din fecioară. Pe noi cei ce cântăm ție, aleluia! Moșterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței, pentru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat, să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus. Doamne, slavă ție! Celui ce a răsărit fecioara mai mare lui păstorilor, ca o oaie de turmă ai urmat, Părinte al nostru Nicodim, cu postul, cu privegherea și cu rugăciunile tale, te-ai făcut lucrător, sfințit de cele cerești, tămăduind sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Pentru aceasta strigăm slavă celui ce te-a preaslăvit pe tine, slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce a arătat tuturor prin tine îndreptare. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie! Și în vecii vecilor.
și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Veți plini legea lui Hristos.
Evanghelist Matei și ține. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Slavă ție! Zisa Domnul ucenicilor săi, toate-mi sunt date de către Tatăl meu, și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu cunoaște nimeni decât numai Fiul, și căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine toți cei oseniți și împovărați, și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Că jugul meu este bun și povara mea este ușoară. De Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte. După ce s-au dus magii, iată, îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și i-a zis așa: scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune eu, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pe prunc și pe mama sa și s-au dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care ne zice așa: din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarele lui de 2 ani și mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Și atunci s-a împlinit cuvântul spus de Eremia, prorocul, care ne spune așa: glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu voia să se mângâie, pentru că ei nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată din nou în vis lui Iosif în Egipt și zice așa: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, fiindcă au murit cei care căutau să ia viața pruncului. Și el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeia în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo, și luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema. Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Miloiește!
Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea, și-n veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește!
Amin.
din toate locurile și din toate timpurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea țării, pentru apărarea credinței ortodoxe strămoșești, pentru libertate și demnitatea noastră și pentru unitatea neamului nostru românesc, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Ce este cinstite darul și pentru cei pentru care s-au adus vii și adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Toți fiitori binefăcători de bine, fii și fiice duhovnicești, aceste sfinte mănăstiri fiecare după lor nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și toți cei dintr-o rudenie cu noi adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe voi, pe toți nevăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii Prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră,
Pe Dumnezeu Născătoarea și Purulea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomeni. Dumneavoastră Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne!
Amen.
Tatăl prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Oh!
noi să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Yeah.
Amen.
Iată pruncul cel sfânt prin care vă vine izbăvirea. Din acest motiv noi avem foarte multe sărbători dedicate Maicii Domnului. Și pentru că suntem la Mănăstirea Hadâmbu, dacă îi întreb pe oameni ce hram are Mănăstirea Hadâmbu, vă spune că toate hramurile închinate Maicii Domnului. Pentru că și dacă vii la izvorul Tămăduirii și dacă vii pe 15 august, pe 8 septembrie, pe 1 octombrie sau pe 21 noiembrie, oamenii vin aici că este hram. Știu că este hramul bisericii. Pentru că și aici este o biserică închinată Maicii Domnului. Asta arată evlavia pe care noi creștinii din lumea întreagă o avem față de Maica Domnului. Și să știți că românii care sunt un popor sensibil o numesc pe Maica Domnului Măicuța Domnului. Asta arată o intimitate deosebită. Dumneavoastră aveți copii acasă. Una când îți spune copilul mamă și tată, și alta când îmi spune mămică sau tăticule, este un lucru mult mai apropiat, mult mai intim. Din acest motiv, și noi o numim pe Maica Domnului Măicuța Domnului, iar pe în Ardeal, mai ales dacă veți merge, atunci când credincioșii se adresează Mântuitorului, îl numesc Drăguțul de Dumnezeu. Adică sunt foarte apropiați de El, ca și cum ar fi cineva din familie. E bine, noi am putea spune foarte multe despre sărbătoare și sărbătorile din această perioadă, însă mai multe grăiesc colindile acestea, creațiile acestea populare pe care noi le avem și pe care le cântăm în această perioadă. Să știți, iubiți credincioși, că o colindă adevărată
este cea în care se vorbește despre nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Se vorbește despre Maica Domnului, despre mântuirea sufletelor noastre, despre minunea pe care Mântuitorul a făcut-o trimițând în lume pe Fiul Său, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt și altfel de cântece, cântece de Crăciun numite, care vin să facă atmosferă, dar care nu au nicio legătură cu nașterea Domnului. Sigur, ele sunt cântate pentru faptul că sunt și oameni care nu cred în Dumnezeu, dar care țin sărbătoarea aceasta, pentru că românul este un mare iubitor de sărbători. Eu lucrez într-un spital și acum vreo câteva zile, acum o două săptămâni de fapt în urmă, m-a întrebat cineva din spital: părinte, vacanța de Crăciun, pentru că este vacanța, cum știți, că este liber. Deci, unde vă duceți? Zic, păi mă duc la biserică. La biserică? Dar ce faci la biserică? Păi mă duc la slujbă. Păi și în ziua de Crăciun slujiți? Păi dacă nu slujești de Crăciun, când să slujești? Deci, bun, și a doua, a treia zi, tot la biserică. Și nu vă plictisiți? Zic, nu mă plictisesc. A, zice, m-aș plictisi dacă aș merge așa trei zile, una după alta, la biserică. Sunt oameni care nu mai știu de ce avem liber de Crăciun și de Paști. Pentru că nu mai înțeleg rostul sărbătorilor. Tot a devenit așa foarte ceva, foarte convențional în jurul unui strachin cu sarmale sau unui salat de băf. Oamenii nu mai știu că, de fapt, la Crăciun s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. Am ajuns până într-acolo încât copiilor li se spune că dacă sunt cuminți, asta este sintagma, dacă sunteți cuminți, va veni Moșul Crăciun. Dar nu îi se spune că, de fapt, acești Moș Crăciun, de fapt, este Domnul nostru Iisus Hristos. Să știți că în vorbirea noastră românească, cuvântul moș nu înseamnă un om bătrân, ci înseamnă primul născut. De aici avem cuvântul moașă, cea care asistă la nașterea unui prunc, și derivatul mamoș pentru bărbați. Avem cuvântul moșie, partea de moștenire care se dădea primului născut, care întotdeauna era mai mare. Pentru că primul născut dintr-o familie, un băiat, trebuia să aibă grijă de părinți. Din acest motiv îi se dădea o parte mai mare de moșie. Niciodată nu se împărțeau lucrurile exact. Și întotdeauna cel care era mai mare avea întâietate și era numit moșul. Adică cel mai în vârstă. Da? Era primul născut. Deci, în acest sens, zicem noi că este Moș Crăciun. Și Crăciun înseamnă născutul lui Iisus Hristos. Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel trimis în lume pentru mântuirea sufletelor noastre. Nu mă îndoiesc de faptul că dumneavoastră, mulți de aici care sunteți în biserică, ați fost în Țara Sfântă, în Palestina, în Israel, în pelerinaj. Și dacă n-ați fost, vă îndemn măcar o dată în viață să mergeți. De ce vă spun acest lucru? Când mergi acolo, ți se clarifică foarte multe lucruri. Înțelegi ce se cântă aici la biserică, ce se citește la biserică, ce predică preoții în biserică. E bine, când mergem în Țara Sfântă, în pelerinaj, un punct important pe lângă biserica unde Mântuitorul a fost înmormântat și de acolo și înviat, este biserica nașterii din Betleem. Betleem înseamnă cetatea pâinii. Și Iisus Hristos este pâinea care se jertfește pentru izbăvirea păcatelor noastre. Orașul acesta se află la 8,5 km de Ierusalim. Nici mai mult, nici mai puțin. Acum orașele s-au dezvoltat. Dar înainte, când o să intrați acolo în partea, în piațeta aceea, în partea stângă, pe o clădire, este așa un indicator și scrie Ierusalim, 8,5 km. Aceasta este distanța între Betleem și Ierusalim. Și se intră într-o biserică monumentală, o biserică imperială. Biserica aceasta care o vedem noi, are aproape 1600 de ani. Inițial, a fost construită o biserică de către împărăteasa Elena, pe locul unde Mântuitorul s-a născut, o biserică rotundă, o rotundă imperială. Așa cum putem vedea, de exemplu, și pe locul unde Mântuitorul s-a înălțat la cer, pe Muntele Sion. Iar tot acolo, în biserica aceasta, care nu se mai păstrează decât ceva mozaicuri, undeva în parte de pavamentul care este acum în biserică, sunt niște obloane și uneori se ridică obloanele acelea și putem vedea o parte din mozaic original. În 300 de ani aproape mai târziu, un împărat pe nume Justinian cel Mare a construit o altă biserică, cea care o vedem acum. Să știți că este singura biserică din Țara Sfântă care a rămas în picioare. După anul 620, a fost o invazie a perșilor care a dărâmat toate edificiile, toate bisericile care erau în Țara Sfântă. Una singură nu a dărâmat-o.
Biserica Nașterii. Și de ce nu a dărâmat-o? Ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Biserica era pictată, bună parte din ea, avea mozaicuri, dar era și pictată. Undeva, la intrare, în partea dreaptă, erau reprezentați cei trei magi. Ei, când au intrat în biserică, acolo intrarea este foarte scurtă, foarte joasă, ca să nu poți intra călare, că ei așa intrau cu cai în biserică. Sărace, dacă nu aveau niciun Dumnezeu, nu aveau nimic sfânt. Ei, și acolo la intrarea în partea dreaptă în biserică, nu se mai vede acum, erau reprezentați cei trei magi. Și cei trei magi, pentru că erau din zona aceasta a Persiei, aveau haine ca ei. Și au zis, Dumnezeu, dacă spus ăștia, nici înseamnă că-i de-ai noștri, ceva în legătură cu noi. Și a lăsat biserica în picioare. Este singura biserică rămasă din tot arealul acesta din Țara Sfântă. Biserici care o parte s-au reconstruit pe locurile vechi, o parte nu s-au mai putut reconstrui. Dar biserica aceasta a rămas în picioare. Vedem 14 stâlpi pe o parte și pe alta. Are biserica forma navă. Ei, ce este sfânt aici pentru noi și de ce mergem acolo? Uneori se stă la rând și două ore, pentru că dacă prin și alți credincioși veniți din lumea largă ca să închine, trebuie să ai răbdare. Undeva în partea aceasta, în strană, cum ar fi pe sub strană pe aici, se coboară chiar sub altar și acolo este locul unde a fost peștera, staurul acela de vite, unde Mântuitorul a fost născut de către Sfânta Fecioară Maria. Este interesant, pentru noi români, un lucru de demnitate, că suntem în anul centenar. Să știți că am făcut și noi lucruri deosebite în istorie. Dar pentru că istoria ne-au scris-o alții, noi nu mai știm ceea ce este sfânt și bun despre noi. De aceea am ajuns ca să ne urâm conducătorii și propria istorie. Dar acolo, locul acesta unde a fost staulul, unde s-a născut Mântuitorul, este o stea din argint cu aur și cu pietre prețioase. Steaua aceasta a fost donată de către un domnitor din țara românească, din Muntenia. Șerban Cantacuzinol îl chema, în anul 1687. El a domnit până în 1688, după aia a fost Constantin Brâncoveanu după el. Dar înainte de a-și pierde domnia, el a făcut două donații. Steaua aceasta de la Betleem și încă o stea care o vedem în Biserica Învierii, sus acolo pe Golgota, unde este crucea unui fără slinii Mântuitorul, este și o stea. Steaua aceea este donată tot de către domnitorul acesta român. De aceea noi când mergem acolo avem și un prilej de mândrie. Uite că și noi românii suntem prezenți aici prin donația aceasta care a făcut-o acest domnitor de care am amintit. Mai este acolo un lucru deosebit. Înainte de a coborâ scările acelea, sunt câteva scări, cam unde este brăduțul, așa este un altar, acolo se face slujbă în cursul săptămânii uneori. Acolo este cea mai frumoasă icoană a Maicii Domnului cu pruncul. De ce este frumoasă? Pentru că este inedită. Este singura icoană din lume dedicată Maicii Domnului, unde Maica Domnului zâmbește. Dar este un zâmbet foarte feminin, foarte delicat, dar și smerit în același timp. Arătând bucuria pe care o are o mamă când naște un prunc. Cele care ați născut, vă amintiți câtă bucurie ai, câtă satisfacție ai? Când vezi că ai dat viață, ai oferit viață. Așa și Maica Domnului are un zâmbet foarte discret, dar totodată care știi să-l transmite ca o mamă, cum zâmbește o mamă, cum mângâie o mamă. Păi mama numai s-a uitat la tine și nu nevoie ca să spună multe lucruri. Ai simțit într-o dată ocrotirea ei. Tot la fel, și noi când privim icoana aceasta Maicii Domnului, care spuneam că este unică, nu mai este o icoană atât de frumoasă ca aceea, simțim ocrotirea Maicii Domnului. Sigur, se coboară scările acelea, ne închinăm acolo, se îngenunchează, se bat metanii și întotdeauna când am avut ocazia ca să merg cu credincioșii aici în biserica din Betleem, întotdeauna am cântat un colind. O, ce veste minunată! Este cel mai frumos colind al nostru, al românilor. Să știți că s-au repertoriat și s-au aflat că sunt 580 de colinde. Dar dintre toate aceste 580 de colinde, din toate zonele țării, cel mai frumos este O, ce veste minunată. Deci este un colind mai nou. A fost compus în perioada interverică, prin anii 30. Dar este foarte frumos și delicat. Și atunci când îl cântăm, deci oamenii n-au voce, că doar nu au făcut toți conservatorul. Nu vă dați seama cât de frumos cântă. Și cu cât elan așa și determinare cântă O, ce veste minunată. Se citește și Evanghelia Nașterii și după aceea se cântă colindul acesta. Și eu, pentru că stau în fața credincioșilor, cum stau și acum în fața dumneavoastră, îi vezi că-s transfigurați, au niște chipuri foarte luminoase. Pentru bucuria faptului că au ajuns acolo. Că Dumnezeu le-a ajutat odată în viață să calce pe urmele Mântuitorului și ale Maicii Domnului.
Aceasta este biserica nașterii, una dintre cele mai frumoase biserici din lume. În ultimii ani s-a restaurat. Acum, când voi merge anul viitor iarăși în pelerinaj, o să, am văzut și acum 2 ani, anul ăsta n-am avut curaj să mă duc pentru problemele care sunt acolo, dar știu că s-a lucrat la mozaicurile care au rămas în partea de sus, în partea de jos nu mai sunt mozaicuri, și am văzut acum 2 ani niște mozaicuri foarte frumoase care au fost scoase la iveală, s-au făcut niște lucrări ampli de restaurare și conservare ale bisericii, cum nu s-au făcut niciodată. Deci este o biserică deosebită, o biserică foarte frumoasă. Ei, tot legat de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, în apropierea Betleemului este o altă localitate numită Bet-Shahur. Bet-Shahur înseamnă câmpul păstorilor. Aici erau păstorii aceia pe care îi amintim noi, ciobăneii pe care îi amintim în colinde, care stăteau noaptea și supravegheau oile, ca să nu vină prădători, și aici au venit îngerii și le-au adus vestea aceasta că vi s-a născut Mântuitor. Aici putem vedea 3 biserici. O biserică nouă, ortodoxă, în Bet-Shahur, aici erau, a fost o comunitate mare ortodoxă, foarte mulți credincioși erau. Am vorbit acum, anul trecut, când a fost Tito aici la Iași, cu o delegație care a venit din Palestina, din creștini, și care mi-au spus că ei în Bet-Shahur au fost 15.000 de creștini. În 10 ani au mai rămas 3.000. Din cauza presiunii musulmane care o fac asupra lor, fiți nevoiți să fugă, fiți strâng religie. Este o presiune extraordinară, o luptă extraordinară împotriva creștinilor acolo. Deci din 15.000, în 10 ani au rămas 3.000. Și ei sunt foarte uniți acolo, sunt mai impresionat, așa, au tot felul de cântece deosebite pe care noi nu prea le înțelegem, că limbile sunt diferite, dar simți că oamenii aceia doresc ca să-ți transmită ceva. Când intri la poartă, este biserica aceasta mare, foarte frumoasă, foarte, foarte frumos construită și împodobită, o biserică ortodoxă, iar în stânga se merge undeva unde au fost 2 biserici. Biserica originală construită din împărăteasa Elena, undeva se coboară, unde era peștera aceasta unde stăteau păstorii, iar deasupra a fost construită o altă biserică vreo 300 de ani mai târziu, probabil tot în timpul împăratului Justinian cel Mare. Nu se mai păstrează decât ruinile lor și pentru alături s-a făcut biserica aceasta nouă. În legătură cu pericopa evanghelică pe care am citit-o astăzi în Evanghelia după Sfântul Evanghelist Matei, în care ați auzit despre cei 3 magi, cum au mers la Ierusalim, au întrebat Irod, unii s-au născut Mântuitorul, ei au crezut că e feciorul lui Irod. E așa au trăit cu impresia, dacă este un fiu de împărat, sigur este feciorul lui Irod. Au aflat că la Betleem s-a născut și atunci au plecat la Ierusalim la Betleem. Dar după ce s-au închinat, ne spune Evanghelia, Sfântul Evanghelist Matei, și Sfântul Evanghelist Matei a scris pentru evrei, știau profețiile. Sfântul Evanghelist Luca a scris pentru străini, pentru cei care trăiau în Imperiul Roman, care nu știau foarte bine profețiile legate de nașterea Mântuitorului. De aceea sunt anumite diferențe între evangheliile lor, între scrierile lor. Și ei când au mers și s-au închinat Mântuitorului, zice Evanghelia, că au primit înștiințare în vis pe altă parte să se întoarcă în țara lor, pentru că dacă s-ar fi dus în Ierusalim și i-ar fi spus lui Irod, cu siguranță l-ar fi omorât pe Mântuitorul ca să nu-i ia tronul. Pentru că toți cei care au dorit ca să ia tronul lui Irod, în special nepoți și feciorii lui, au fost omorâți, inclusiv soția lui. A fost un rege foarte crud. Din dorința de a rămâne veșnic, faraon, dacă se poate, omorâ pe toți cei care ar fi avut pretenții de a-i lua tronul. Și atunci zice Evanghelia că îngerii au spus să meargă, le-au spus magilor să meargă pe altă parte în țara lor. Ei, acum noi putem reface drumul acesta, este o autostradă care iese prin partea din nord a Betleemului, dar înainte au făcut un popas. Au petrecut peste noapte, o noapte, pentru că acolo noapte este foarte frig, într-o peșteră. Ei, lângă peștera aceasta, este mănăstirea Sfântul Teodosie. Cei care au fost în Țara Sfântă, amintiți-vă că ați mers cu autocarul până la mănăstirea Sfântul Teodosie. Ați lăsat autocarul și v-ați suit în niște mașini mai mici, niște microbuzi, și ați mers la mănăstirea Sfântul Sava. Ei, mănăstirea aceasta, Sfântul Teodosie, este ridicată lângă peștera unde a stat magii. De aceea este biserica și undeva în dreapta se coboară într-o peșteră. Și acolo este amenajată tot la fel ca biserică, sunt moaștele ale sfinților uciși din Perș după anul 600, când au fost în două rânduri invaziile acestea destructive în Țara Sfântă. Deci aici au poposit magii peste noapte. Lângă biserica din Betleem, biserica nașterii, undeva pe o străduță laterală trebuie ocolită unde este sediul bisericii armenești, se ocolește așa în partea stângă și este o străduță laterală unde sunt foarte multe ateliere,
ale meșterilor ăsta care lucrează în lemn, care fac tot felul de cruci din lemn de măslin, imagini foarte frumoase. Am văzut și eu, am avut ocazia să merg acolo și au tarabili la drum, îi poți vedea cum lucrează acolo. Ei, în capătul străzii, pe partea dreaptă, este o biserică numită Biserica Laptelui. Este o biserică catolică acolo, care este făcută toată din marmură albă. O biserică foarte frumoasă, micuță, cochetă, o leacă mai mică decât e incinta asta aici. Și se spune că Maica Domnului, atunci când a fugit cu pruncul, s-a oprit acolo ca să-l alăpteze. Și o picătură din laptele ei, din sân, o căzut pe pietrele acelea și ele s-au transformat în marmură. Este o poveste frumoasă. Și din motivul acesta, biserica aceea este construită toată din marmură și când ajungi acolo, într-adevăr, te impresionează frumusețea și delicatețea ei. Acestea sunt locurile pe care le avem, unii ne putem închina legate de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Din acest motiv am amintit de ele, că atunci când vă gândiți vreo dată să mergeți în Țara Sfântă, să treceți și pe aici. Întotdeauna îndemn pe oameni. Nu trăim mult. Dar cât trăim să facem și lucruri deosebite pentru noi, că nu le fac alții în locul nostru. E bine, pentru că suntem la biserica aceasta, în biserica și în mănăstirea aceasta. Eu întotdeauna am numit mănăstirea adâmbă cetatea rugăciunii. Vedeți, din nimic a apărut biserica aceasta. Prin osteneala unui om absolut deosebit. Vorbesc aici de Părintele Stares Nicodim. Și am venit astăzi aici pentru că astăzi, pe lângă soborul Maicii Domnului, este și sărbătoarea Sfântului Nicodim numit de la Tisman. Un sfânt care a trăit în secolul XIV și începutul secolului al XV-lea, născut probabil 1320, a murit în 1408, potricula cele veșnice, în data de astăzi, 26 decembrie, de aceea îl pomenim astăzi. A fost un om foarte învățat, a fost un om dintr-o familie nobiliară, princiară, a fost unchiul domnitorului de mai târziu, Mircea cel Bătrân, cel care a domnit între 1386-1418, și la îndemnul lui a făcut biserica mănăstirii Tismana. Când mergeți la Tismana, să mergeți și acolo să vă închinați la ceea ce a rămas din moaștenii lui. El o perioadă a petrecut-o la Sfântul Munte, după aceea a fost chemat în mod miraculos de către Dumnezeu să vină înapoi. Era vlac din partea dreapta Dunării, deci unde este acum Iugoslavia sau Serbia, Muntenegru. Pe bine, și-a trecut, se spune că a trecut Dunărea în mod miraculos și a ajuns aici în Oltenia subcarpatică. Campiunea este Jiu, partea aceasta, spre Valea Jiului. Și aici au construit mai multe mănăstiri, cea mai cunoscută este mănăstirea Tismana. Atunci când au trecut la cele veșnice, el a fost înmormântat în mănăstire, însă în timp, moașterii sale au dispărut, nu știm unde sunt, s-o păstrat de la el doar un deget de la mâna dreaptă și putem să ne închinăm când mergem acolo și încât oracul cu trei sfinte moaște pe care el a primit-o în dar de la Patriarhul Constantinopolului, în care sunt moaștele Sfântului Ioan, ale Sfântului Procopiu și ale Sfântului Modest. Așa că atunci când aveți ocazia să mergeți în Oltenia subcarpatică, în zona aceasta, în sudul țării, să mergeți și la mănăstirea Tismana, să vă puteți închina și la moaștele acestui sfânt deosebit pentru noi. Spunem noi că el a fost organizatorul veții de obște, adică veții mănăstirești. Exista și înainte viața monahală, dar el a pus-o la punct după principii care țin de viețuirea de la Sfântul Munte. Ei, Părintele Nicodim, starețul de aici, îl are ca ocrotitor pe lângă Maica Domnului și pe Sfântul Nicodim. Din acest motiv am venit astăzi aici la slujbă, pentru că nu puteam ca să trec cu vederea că este ziua Părintelui Stareț. Și dumneavoastră ați venit aici din recunoștință și dragoste care o aveți față de Părintele Stareț. Este un om deosebit și nu-l laud acum, spun ceea ce știe toată lumea. Pentru că oricine a avut nevoie de un sfat sau de ajutor, Părintele a avut ușa deschisă. A avut inima deschisă. Nu contează numai ca să te ajute, contează și cum te ajută. Ori Părintele întotdeauna a fost un om foarte delicat și a știut să ajute pe fiecare în parte, ca nu să se simtă umilit, ci să se simtă ca un om. Și eu tot la fel am beneficiat în multe rânduri de sprijinul Părintelui. Biserica unde slujesc eu undeva în centrul Iașului este un monument istoric, trebuie reparată. Și Părintele a fost unul din puținii care o înțeles. Acolo este nevoie de ajutor. Și când ne-am bătut la ușă, Părintele nu a spus nu. Întotdeauna au avut ușa și inima deschisă. Din motivul acesta este un recunoscător și eu ca și dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, pentru faptul că îl numim un părinte. Un părinte în adevăratul sens al cuvântului, care știe să mângâie, să încurajeze, uneori mai și mustră, pentru de aceea sunt părinții. Așa că am venit din recunoștință și dragoste față de Părintele, stareți de aici la Mănăstirea Hadâmbu.
Și aș compara cumva viața părintelui și activitatea lui, bine, la măsura pe care ne putem imagina, cu ceea ce a făcut Sfântul Nicodim, acest începător al vieții de obștii. Când s-a dus, s-a găsit nimic. A găsit un codru, acolo în care o tăie copace și până a ridicat o mănăstire, care mănăstirea Tisman a fost ridicată în aproape un an de zile. La fel și părintele aici, când au venit acum aproape 30 de ani în urmă, au găsit niște ruine. Mult timp a stat undeva într-un zid acolo. Ei, și încet, încet, Maica Domnului i-a ajutat. Rugăciunea pe care a făcut-o părintele s-a împlinit. Vedeți ce vedem astăzi aici, ne uimește. De la an la an, totdeauna părintele face câte ceva. Mă și gândesc, oare la anul ce o să mai fac, când o să mai vin. Găsește el ceva, cu siguranță. Am avut ocazia să merg în foarte multe colțuri ale țării. Și au fost credincioși care mă întrebau, de unde sunteți, părinte, la Iași? Este acolo o mănăstire, Hadâmbu se cheamă, știți de ea? Zic, știu, am fost acolo la Hadâmbu. Vin credincioși din lumea întreagă, am putea spune, pentru evlavia care o găsesc aici. De aceea am numit mănăstirea aceasta o cetate a rugăciunii. Nu ar veni oamenii dacă nu ar simți ajutorul Maicii Domnului. L-am întrebat pe părintele cu ceva timp în urmă, într-un interviu, părinte, de ce credeți noastră că vin oamenii la Hadâmbu? Și le-a zis, Maica Domnului aduce. Deci credincioșii dumneavoastră nu ați venit dacă nu ați simțit ajutorul Maicii Domnului atunci când veniți aici. Așa că să fiți recunoscători și Maicii Domnului și părintele care uneori vă călăuzește pașii. Fie în taina spovedanii, fie într-un sfat, fie într-o discuție pe care o aveți cu dumnealui. Eu îi spun ca bunul Dumnezeu, și mă fac purtătorul dumneavoastră de cuvânt, bunul Dumnezeu să-L ocrotească, să-I dăruiască mult și binecuvântați ani. Dumneavoastră vă doresc să aveți un Crăciun binecuvântat, iar Părintelui multă putere din muncă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Este cuvântat ceea ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și sare ca noi. Am văzut lumina cea adevărată, am primit un cer ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțit de sinte trăind, închinându-ne, cu aceasta i-a mântuit pe ca să lăudăm slava ta. Păi ne-ai pe noi, am ne-împărtășit cu Sfintele, cele fără de moarte, cu prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine, părtărește-ne pe noi într-o sințenia ta. Toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aleluia, aleluia, aleluia. Dumnezeștile, Sfintele, Preafratele, Nemuritoarele, Cereștile de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoare, Lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, chinuiește! Bisericii tale, păzește, sfințești pe cei ce iubesc pe doamna casei tale.
Tu beatiști ai preamărești cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăjim într-o tine. Pace lumii tale dăruiești bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău. Că toată darea cea bună și tot darul de sfârșit de sus este pogorând la tine, Părintele Luminilor, fie slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecii lor. Amin. Celui ce a răsărit din fecioara mai mare lui păstorilor, ca o oaie de turmă, ai urmat Părinte al nostru Nicodim, cu postul, cu priveghere și cu rugăciunile, te-ai făcut lucrători sfinții de cele, cerește mătuim sufletele celor ce aleagă la tine cu credință. Pentru aceasta strigăm slavă celui ce te-a preaslăvit pre tine, slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce a arătat tuturor prin tine îndreptare. Domnului să ne rugăm! Domnuiește! Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, Dumnezeu îndurărilor și a toată milostivirea, al cărei mine este nemăsurată și iubire de oameni adânc de ajuns la ta slavă, căzând cu frică și cu tremă, ca niște rob nevrednici cu minință aducem acum mulțumirii bunătății tale, pentru binefacerile încercuse asupra lucrurilor și mandritul Nicodim cu obșia. Și ca pe Domnul Stăpână, binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm, te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta. Mulțumim rugând cu minință nemăsurată și nespusă ta milostivire. Că precum ai binevoit, a primit până acum rugăciunile îmblătești cu milostivire, ai vrenicit, ai lisit plini cererile. Așa și de acum înainte vrenicești și aspre îndreaptă credință în dragoste cea către tine, către aproape și în toate faptele cele bune. Ca dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi, mântuiește de toate rea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și nevrenicești pe toți, totdeauna mulțumire aduce. Cele prea bune a greșii, a cântației, cel fără început al tău, Părinte, prea Sfântului, bunului și de viață, Făcătului tău, Duh. Dumnezeu cel slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeu nostru, Dătătorule de bine în vecii vecii noi. Amin. Numele Domnului binecuvântare, acum și părerea. Fie numele Domnului binecuvântare, acum și părerea. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat, de acum și până Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu orice Său har, o să iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și-n veci vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacuvioase Părinte, adevăratul Dumnezeu nostru, pe rugăciune preacurate Maicii sale, de acestei de viață păcătoare Sfinte Cruci ale Cintre Sfinți Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Minunic, făcătorul de minuni și ale Sfântului Preacuvios Părinte Nicodim, cel Sfinții la Tismana, ocrotitorul acestui paraclis, a cărei pomenire o să vârșim, ale Cintre Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinului, la care Sfântă Dumnezeiască Liturghie eu am săvârșit. Cu rugăciunea Sfântului Mare Mucenic Ioan celui la Suceava, ale Sfinte Preacuvioase Mânăsivit Parascheva, cu rugăciunea Sfinților Ocrotitori care se cinstesc și pomenesc în această Sfântă Mănăstire, ale Sfinților Drepți, Dumnezeu Părinții, Ioachim și Ioana, pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne miluiască pe noi. Ca un bun iubitor de oameni. Amin. Fecioara noastră, pe cel mai presus de fire,
ta duce. Sărbătorilor al nașterii pruncușorului Iisus Hristos, dar nu în ultimul rând să vă pot anunța că majoritatea știți că astăzi este hramul acestui paraclis, unul din hramurile Sfintei noastre mănăstiri, cum spunea bine Părintele Dumitru, că cele trei sfinte altare sunt închinate preacurate Maicii lui Dumnezeu. Iar acest paraclis de iarnă, din această frumoasă catedrală, își serbează două hramuri și doi mari sfinți. Primul sfânt ierarh Nicolae, deci, dacă observăm bine, un creștin bun știe ce hram are o mănăstire sau o biserică când vede prima icoană din catapicasmă. Este protectorul care este hramul care îl serbăm. Sfânt Ierarh Nicolae, apoi urmat de acest hram de astăzi, hramul, deci cinstim pe Sfântul Preacuvios Părinte Nicodim, cel sfințit de la Trismana. Este prilej de mare bucurie și binecuvântare pentru, atât pentru oștea Sfinte noastre mănăstiri, pentru mine personal, fiindcă mi-a dorit milostivul Dumnezeu acest mare nume și de sfânt să-l port de la călugărie, de când am depus votul monahal. Și, nu în ultimul rând, și pentru dumneavoastră, cei care iubiți și cinstiți cum se cuvine această sfântă mănăstire. Trebuie să vă mărturisesc că eram mâhnit sufletește că astăzi, de ce să nu recunosc când doream să avem o slujbă arhierească, dar Preasfințitul are o vorbă ca multe Părinte Nicodim în ultima vreme, așa că mai rabdă și frăția ta să mai mergem și unde n-a avut slujbă arhierească. Dar iată că Măicuța Domnului și Sfântul era Preacuviosul Părinte Nicodim m-a bucurat atât de mult cu acest sobor de slujitori care tot Maica Domnului i-a trimis și Sfântul Cuvios, Preacuvios Nicodim să ne bucure și să slujim împreună lui Dumnezeu și dumneavoastră. Eu vă mulțumesc din suflet că, cum spunea bine Părintele, unii credincioși înțeleg sărbătorile doar să primească musafire sau să stea acasă, dar sărbătorile trebuie cu sfințenie, cinstite, prețuite, cu prezența noastră, la cină, la Sfânta Dumnezească Liturghie, în casa Tatălui nostru. Dar dacă credincioșii evlavioși ar fi mai mulți, cu siguranță ar trebui zidite mult mai multe biserici. Deși pe unii îi deranjează că sunt prea multe, dar în ultima vreme, bine spunea Părintele Dumitru, și trebuie să vă mărturisesc că sunt și eu mâhnit sufletește, văzând că unele biserici sunt fără credincioși. Poruncitorul slujitor al lui Dumnezeu, când propovădește cuvântul lui Dumnezeu și este menit a fi solul lui Dumnezeu, când merge într-o parohie, se simte împlinit atunci când vede credincioși la slujbă în biserică. În
ultima vreme vedem că sărbătorile au un alt înțeles pentru unii credincioși, să spun așa, de sărbători mai puțin în biserică. Eu trebuie să fiu fericit că în Dealul Mare, deși starea vremii este cum este, frățiile voastre veniți și de fiecare dată cu multă credință, râvnă și evlavie în Dealul Mare. Și iată că înfrumusețați atât slujbele, dar nu numai cu prezența, ci cu credința și cu trăirea. Și m-ați bucurat totodată astăzi că ați venit în număr mare și ați urcat Dealul Mare, în primul rând să cereți binecuvântare de la milostivul Dumnezeu, de la Măicuța Domnului, pentru anul care vine, să spunem, până la anul nou mai este puțin de el. Sărbătorile nașterii Domnului se încheie mâine, sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ștefan, apoi vin celelalte sărbători, noul an, obotează. Trebuie să fim pregătiți în primul rând spiritual, implorând mila lui Dumnezeu totodată, cerând iertare pentru anul care a trecut și ceea ce am săvârșit în fața lui Dumnezeu. Și dacă l-am slujit cu adevărat pe Dumnezeu și nu l-am mânit supărat cu păcatele noastre, apoi să fim prezenți din nou la anul nou. Eu am un cuvânt, spun revelionul spiritual. De ce? Fiindcă de ani de zile de Crăciun, în noaptea de Crăciun, noi slujim Sfânta Liturghie în miezul nopții și de anul nou, la fel, în miezul nopții, Sfânta Dumnezească Liturghie, unde vin credincioși și evlavioși, sunt prezenți la Sfânta Liturghie, atât din zonă, cât și din afară, în alte zone. Ce să vă spun eu? Îi mulțumesc lui Dumnezeu până astăzi pentru toate realizările. Nu dau o dare de seamă, dar îi mulțumesc și Sfântului Preacuvios Părinte Nicodim că m-a blagoslovit și am avut binecuvântarea să pun acest hram, fiindcă am primit acest nume mare de Sfânt când am depus votul monahal la Sfânta Mănăstirii Putna. Îmi readuc aminte bine, îmi doream foarte mult numele Serafim. De aceea am pus numele Dumnezeu Selete monahului Serafim. Și Preasfințitul Gherasim Dumnezeu Selete se uită la mine așa, am fost 7 frați de călugărie, frăția ta vei avea numele Sfântului Cuvios Nicodim de la Tisman. M-am bucurat. Am zis în inima mea și în sinea mea că totuși e lucrarea lui Dumnezeu și am primit acest nume. La sfințirea acestui paraclis, deși nu știu dacă cel prea mult, dar am să cer în al preasfințitului să blagoslovească ca acest paraclis să fie încă o dată sfințit, nu resfințit sau cum să spun, fiindcă aici n-a fost sfințit de erar. Dacă ne uităm în istoria trecutului, chiar și a unor schituri și mănăstiri, vedem că unii arhimandriți au sfințit o biserică, tot cu binecuvântarea erarhului. Aici a fost sfințită de 2 arhimandriți, paraclisul, dacă țineți minte, cei care ați fost prezenți. Nu că n-ar fi harul important sau sfințirea care s-a făcut. Dar îmi doresc în suflet ca în al preasfințitul să blagoslovească în acest paraclis să fie sfințit de un erar. Că merită această mănăstire care, cum bine spunea Părintele Dumitru, avem 4 sfinte altare închinate Maicii Domnului. Luăm de la adormirea Maicii Domnului, zborul tămăduirii, nașterea Maicii Domnului, acoperământul Maicii Domnului. Numai paraclisul acesta, care, de cum v-am reamintit, Sfântul Erar Nicolae și Sfântul Preacuvios Părinte Nicodim.
Am credință că în a preasfinția sa o să blagoslovească și o să aprobe ca acest paradis să-l sfințim și ne va trimite un erar. Și de ce nu? Poate o să vină chiar în a preasfințit. Vă mulțumesc din suflet de viscă din cerș pentru prezența frăților voastre. M-ați bucurat, pot să spun. Dumnezeu poate că n-a îngăduit să am slujba arherească, n-am meritat eu sau n-am făcut fapte de ajuns, dar eu mă bucur că părinții m-au bucurat cu prezența Sfinților sale. Părintele Victorin avea o vorbă, Dumnezeu să-l ierte. Eram foarte mâhnit sufletește că nu aveam slujbe arherești aproape niciodată în trecut. Că nu era timpul. Eparhia noastră este foarte mare. În alt preasfințitul, actualul patriar și cu preasfințitul, nu făcea față la atâtea biserici și mănăstiri, hramuri, pierotonii. Și eu, blagosloveni la Părinte Victorin, la una din ședințele noastre, ale stariților, și mă vede mâhnit. Dar el întreba, el știa că eu sunt mâhnit pentru ce sunt tot așa, dar eu zic tot așa. Păi după aia mă sărăta pe frunte, mă blagoslovea, și îmi spunea la ureche, nu te-ai rugat de ajuns, Părinte Stariț. Roagă-te mai mult, că poate o să vină. I-am mai spus un cuvânt de blagoslovie, dar asta nu pot spune public. Deși m-a râs, am fost blagoslovit cu atâtea slujbe arherești, când a venit în alt preasfințitul la Sfințirea Noii Biserici, m-a văzut plângând și m-a întrebat de ce plângați, că sunt foarte bucuros sufletește în alt preasfinția voastră, că văd atâția ierarhi, atâția ierarhi în această Sfântă Mănăstire, că am dus lipsă de slujbe arherești. Pentru mine, un ierarh ține locul lui Hristos. Așa că mă bucură foarte mult. Ei, de astăzi, înainte, Părinte Nicodim, îți promit că nu vei avea hram fără ierarh. Mă refer la hramurile mari ale mănăstirii. Astăzi și eu am fost puțin harnic. Putea să avem alt preasfințit. Dar eu, fiind obișnuit cu preasfințitul Părinte Calinic, mai tot timpul mă bucura așa, știți, îmi facea surprize. Data asta, probabil că l-am supărat cu ceva preasfințitul. Surpriza mare este că n-a venit. Dar mi-a zis că nu poate să vină. Este în zona Botoșanilor. Iar la n-am preasfințit, nici n-am îndrăznit. Știu că este foarte greu, agenda foarte încărcată. Iar da Dumnezeu să reușească în eparhie să meargă în unele locuri. Unde n-a fost. Eparhia noastră, repede, este foarte mare. Dar eu vă mulțumesc dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți cei prezenți, podoaba bisericii. Și eu sunt împlinit. Pentru mine este bucuria învierii când vă văd mulți în mănăstire, în biserică și la slujbă. Asta este bucuria, cum am spus, a unui slujitor împlinit, când vede credincioși mulți în biserică și la slujbă. Înseamnă că dumneavoastră veniți cu drag la Maica Domnului și la slujbele mănăstirii, că v-ați folosit cu ceva. Atât timp cât v-ați folosit, reveniți din nou. Să vă bucure Bunul Dumnezeu, Maica Domnului, Pruncușorul Iisus Hristos cel Născut și să aveți în continuare în sărbători cu bucurii și vă doresc din suflet să le aveți liniștite. Liniștite, că aveți multă nevoie și avem multă nevoie de liniște și binecuvântate. La mulți ani, Doamne ajută! Doamne ajută.